Un deținut a fost găsit spânzurat în baia penitenciarului din Drobeta Turnu Severin. Acesta ar fi fost găsit chiar de un coleg. Bărbatul avea vârsta de 43 de ani și provenea din comuna Livezile. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Situație îngrozitoare la penitenciarul din Drobeta Turnu Severin. Un deținut a fost găsit spânzurat în baie chiar de un coleg. Bărbatul avea de ispășit o pedeapsă de 3 ani și 6 luni după ce a fost implicat în mai multe fapte. Luni, 11.01.2021, personalul penitenciarului Drobeta Turnu Severin a sesizat prin apelarea Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 identificarea în grupul sanitar al unei camere de deținere a unui deținut spânzurat. În pofida intervenției prompte a personalului medical specializat, decesul persoanei a fost constatat la ora 3:05. În conformitate cu procedurile legale, administrația penitenciarului a informat familia persoanei decedate, judecătorul de supraveghere a privării de libertate, parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, Serviciul Județean de Medicină Legală Mehedinți. Cauzele și împrejurările producerii evenimentului sunt cercetate de către organele judiciare abilitate. În pofida intervenției prompte a personalului medical specializat, acesta a fost declarat decedat. Deținutul s-a spânzurat cu două șireturi de o țeavă de alimentare cu apă. Am primit un apel pe 112 la ora 2:59 pentru un deținut spânzurat de la penitenciarul din Drobeta Turnu Severin. S-a deplasat un echipaj tip C cu medic. A fost găsit spânzurat un deținut de 43 de ani cu fractură coloană cervicală, midriază fixă, bilaterală, tegumente palide reci. Afirmativ, deținutul a fost găsit de un coleg. Acesta s-a spânzurat cu două șireturi de o țeavă de alimentare cu apă. A fost declarat decedat prin spânzurare cu insuficiență cardiorespiratorie și fractură coloană cervicală. Bărbatul avea vârsta de 43 de ani și provenea din comuna Livezile. Familia acestuia a fost anunțată și continuă cercetările împrejurării producerii evenimentului.